Preotul Ioan Șopterean, parohul Bisericii Ortodoxe din cartierul Micești, Alba Iulia, a aflat sâmbătă că este bolnav de COVID-19 și că trebuie să stea în carantină la domiciliu timp de 2 săptămâni. Cu toate acestea, duminică a oficiat liturghia, dar și 2 botezuri, iar luni a participat la o înmormântare, alături de un întreg sobor de preoți. Poliția și autoritățile sanitare din Alba au demarat anchete. Polițiștii din Alba Iulia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat de 43 de ani din Alba Iulia ar fi încălcat măsura izolării la domiciliu. Cercetările sunt continuate sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Persoana în cauză apare în evidențele DSP Alba ca având măsura legală de izolare la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile. Clericul este cercetat disciplinar și de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia. Arhiepiscopia Alba Iuliei a demarat o anchetă internă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a petrecut această situație regretabilă. Credincioșii din parohie se feresc să vorbească despre incident, însă cred că toată lumea trebuie să respecte regulile. E o dovadă de responsabilitate în mod evident. Locuitorii din cartierul Micești sunt revoltați. O parte dintre ei au participat la slujba de duminică și au fost astfel expuși riscului de infectare.